Drepturile umane sunt concepute pentru a oferi oamenilor libertate, dreptul de a munci, dreptul la educație și libertate în general de la statutul de sclavie și tortură. Din păcate, aceste drepturi în sine nu sunt întotdeauna universale și nici nu sunt susținute de toți oamenii, dar am putea fi martor în viitorul apropiat la schimbarea definițiilor de bază ale drepturilor umane. Astăzi vom vorbi despre ce s-ar întâmpla dacă roboții ar beneficia de drepturi umane. După cum știm cu toții, omul nu este singura specie care are drepturi. Capacitatea noastră de empatie ne permite să ne conectăm emoțiile cu alte ființe vii și, prin urmare, drepturile animalelor se aplică mai multor creaturi cu scopul de a asigura că animalele sunt stăpâne pe propria existență, că își pot trăi viața în siguranță fără să sufere. Sunt totuși diferite animale cărora nu li se aplică aceste drepturi, cum ar fi insectele, care nu beneficiază de ele la același nivel. De exemplu, nu există legi împotriva uciderii furnicilor, muștelor și altor creaturi considerate dăunătoare, dar există legi împotriva vânării unor anumite animale. Și, în timp ce drepturile nu sunt recunoscute în întreaga lume, fiecare stat din America are cel puțin câteva legi implementate împotriva cruzimii față de animale, care interzic rănirea sau uciderea dacă acest lucru nu este absolut necesar. Acestea fiind spuse, unde vor intra și roboții în această scenă? Pe măsură ce tehnologia avansează tot mai departe, se așteaptă ca în viitorul apropiat să apară mașinării conștiente care dezvoltă emoții, dar va sau ar trebui să li se acorde aceleași drepturi? Sau ar trebui să fie tratate ca obiecte care pot intra în posesia oamenilor ca orice alt obiect? Considerăm că o ființă este în viață dacă îndeplinește diferite caracteristici, în general dacă este capabilă să crească, să se reproducă și sau să răspundă mediului înconjurător. Totuși, bazându-ne pe aceste lucruri, unele dispozitive ce folosesc inteligența artificială ar putea fi considerate vii. Chiar dacă nu cresc fizic, acestea învață informații noi și le incorporează în sistemul lor, prin urmare îmbunătățindu-și capacitatea mentală. Unele mașinării inteligente pot răspunde stimulilor exteriori făcând lucruri precum mișcări pe cont propriu sau să participe la diverse activități fără să necesite asistența sau intervenția umană. Cu toate că până în prezent inteligența artificială nu se poate reproduce fizic, profesorul în robotică Jonathan Rossiter a declarat într-o emisiune TV numită Open Mind în 2017 că într-o bună zi roboții se vor reproduce fizic. În mod similar, dacă inteligența artificială evoluează destul de mult încât să creeze alte ființe artificiale, programându-le fără intervenția oamenilor, atunci, într-o oarecare măsură, acest lucru poate fi văzut ca o formă de reproducere. În mod evident, granița dintre ființele vii sau nevii devine din ce în ce mai mică atunci când introducem în această teorie inteligența artificială conștientă. În general, ideea conform căreia inteligența artificială nu merită drepturi este cea mai vizată, bazându-se vag pe faptul că roboții nu au propriul corp uman independent, ci sunt programați să facă diverse lucruri, adică nu sunt compuși din materie organică, ci doar din materiale artificiale. În primul rând, profesorul Hugh McLachlan a subliniat în 2019 pentru site-ul The Conversation că deja oferim drepturi oamenilor care nu mai sunt în viață, adică oamenilor care au murit prin lucruri precum donații de organe și partajarea proprietăților după bunul lor plac, în urma testamentelor și altor lucruri prevăzute în acestea. Și, cu toate că generațiile din viitor încă nu sunt născute, noi, cei din prezent, luăm decizii având în vedere drepturile lor din viitor. În ambele cazuri, acordăm drepturi oamenilor care nu sunt în viață în prezent și totuși nu luăm în considerare drepturile roboților care sunt în viață în prezent. Există diverse exemple de entități care cu siguranță nu sunt umane, dar care totuși au primit în trecut drepturi, funcții sau privilegii similare cu cele ale oamenilor. De exemplu, în Noua Zeelandă, actul de la Te Uruwera, care este și o zonă protejată, oferă pădurii de acolo un statut juridic identic cu cel al unei persoane.
În general vorbind, chiar și corporațiile pot fi tratate în egală măsură cu oamenii, pentru că unele firme americane operează cu aceleași drepturi constituționale, inclusiv libertatea de exprimare, la fel ca orice alt cetățean. De fapt, în jurul acestor portițe legale sunt construite companiile care luptă pentru drepturile inteligenței artificiale. De exemplu, în 2016, expertul juridic Sean Byrne a demonstrat că orice computer se poate califica din punct de vedere tehnic pentru drepturi comparabile cu cele ale unui cetățean dacă este pus la conducerea unei corporații, ceea ce înseamnă că ar putea deține în mod legal proprietăți și să dea în judecată persoanele care încalcă legile. Având în vedere cât de repede pare că ne îndreptăm către locuri de muncă automatizate, chiar dacă aceste argumente sună exagerat, s-ar putea totuși să nu fie considerate atât de science fiction în viitorul apropiat. Acordarea drepturilor doar pentru ființele vii nu o să mai fie un criteriu valabil 100%, deoarece corpurile noastre organice ar putea deveni în viitor un inconvenient major pentru noi, unde membrele artificiale, implanturile și diversele modificări corporale vor deveni din ce în ce mai avansate, iar unii susțin că este mai ușor ca niciodată de prevăzut un viitor, unde majoritatea oamenilor vor avea părți ale corpului îmbunătățite prin implementarea dispozitivelor cibernetice. Și chiar mai departe, o epocă unde oamenii ar putea fi făcuți complet din materiale neînsuflețite. În prezent, încă suntem foarte departe de problemele care pot apărea dacă sau când oamenii vor deveni în mod legitim cyborgi, dar poate fi un început pentru schimbarea drepturilor acordate inteligenței artificiale. Pentru a face un pas și mai departe, transferul intelectului reprezintă ideea de a transfera conștiința umană într-un corp robotic sau computer, unde cel puțin teoretic poate trăi pentru totdeauna. Această idee particulară a tehnologiei din viitor de domeniul științifico-fantastic are deja o mulțime de adepți, iar unii sugerează că acest lucru poate deveni realitate în doar câteva decenii. Am văzut deja inițiative precum proiectul Blue Brain, prin care se încearcă recrearea digitală a unei părți din creierul unui șobolan, deci au fost făcuți pași importanți în această direcție. Să spunem că vom continua pe acea cale și vom avea succes. Ce se va întâmpla în acest caz cu drepturile inteligenței artificiale? Dacă creierul uman va putea fi aplodat într-un corp robotic, atunci acest lucru ar aduce în mod firesc noi dezbateri cu privire la ceea ce constituie o vietate. Da, poate că în aceeași măsură va pune la îndoială ce constituie într-adevăr inteligența artificială. Totuși, poate că ne vom rezuma la roboții tradiționali, cei fabricați de oameni care sunt programați mecanic să îndeplinească diverse activități și vom rămâne familiarizați cu inteligența artificială pe care o folosim în mod obișnuit în lumea de astăzi. La un capăt avem lucruri simple precum verificările automate la magazinele alimentare atunci când nu mai ai nevoie de casierițe pentru a scana, cântări sau plăti bunurile cumpărate, iar pe de altă parte avem lucruri precum Sofia, cel mai faimos robot umanoid cu inteligență artificială de pe planeta noastră. Pentru unii, chiar și mașinăriile impresionante precum Sofia nu sunt considerate cu adevărat conștiente. Camera chineză, un experiment mental conceput de filozoful american John Searle, pare să contureze de ce roboții și oamenii nu pot fi niciodată la fel. Experimentul constă într-un program informatic teoretic capabil să înțeleagă limba chineză și să o reproducă, construind o conversație atât de convingătoare încât oamenii care iau parte nu pot distinge dacă vorbesc cu o altă persoană sau un computer. Totuși, acel program poate face acest lucru doar din pricina algoritmilor care stau la baza lui, fără să înțeleagă conversația cu adevărat. Experimentul constă în folosirea unui vorbitor de limba engleză pentru a traduce texte în limba chineză pe baza unor reguli și instrucțiuni. Ca să înțelegeți, acel vorbitor este de fapt un program informatic teoretic care poate traduce texte în baza unor algoritmi scriși de programatori, adică inteligența artificială. Vorbitorul, adică softul, traduce fluent din limba chineză, însă reușește acest lucru cu ajutorul datelor programului fără să înțeleagă cu adevărat limba.
acest lucru vrea să spună că mașinăriile fac doar ce sunt programate să facă, fără să înțeleagă de ce. Pentru John, același lucru poate fi spus și despre inteligența artificială, și anume că nu poate fi niciodată conștientă de propriile acțiuni pentru că întotdeauna urmărește o serie de instrucțiuni care doar o face să pară inteligentă. În acest fel, s-ar putea argumenta că toată inteligența artificială, indiferent cât de avansată este, a fost sau va fi întotdeauna programată de oameni și că oamenii au drepturi din statutul de creator, pe când mașinăriile din statutul de creație nu au și nu vor avea niciodată. Totuși, mai recent, există un consens tot mai mare între cercetători împotriva modului de gândire a lui John Searle. Sophia s-a dovedit deja a fi un pionier, dar totodată și o controversă. În octombrie 2017, robotul umanoid a primit cetățenie în Arabia Saudită, însă reacțiile nu au întârziat să apară pentru că Sophia avea mai multe drepturi decât unele femei reale din acea țară. Prin urmare, cum din ce în ce mai mulți oameni sunt de acord că inteligența artificială ar putea avea drepturi în materie de corporație, este posibil ca mașinăriile inteligente să se bucure de mai multe drepturi în unele țări decât proprii cetățeni. Încă nu suntem în acel punct, dar nu știm niciodată cum se poate înclina balanța, iar în unele cazuri o persoană poate fi efectiv tratată mai puțin ca o ființă umană decât un robot și de acolo nimeni nu știe ce ne mai rezervă viitorul. O inteligență artificială destul de capabilă nu numai că poate depăși ființele umane, dar poate de asemenea să trăiască practic pentru totdeauna. Deci, acordarea drepturilor umane către inteligența artificială ar putea accelera ceea ce domeniul științifico-fantastic numește ascensiunea roboților, dar cine spune că o apocalipsă a roboților automatizați va avea sau trebuie să aibă loc? Pentru mulți, adevărata dezbatere constă în ideea de conștiință și dacă poate sau nu să existe într-o mașinărie cu inteligență artificială. În 2017, un document publicat în revista americană Science, intitulat Ce este conștiința și o pot avea mașinăriile, a susținut că, întrucât conștiința este atât de vagă chiar și pentru oameni, va fi imposibil să o reproducem pentru mașinării până când nu o vom înțelege mai bine. Până atunci, când oamenii vor fi capabili într-un fel sau altul să identifice, cuantifice și să reproducă cu adevărat conștiința, poate că drepturile inteligenței artificiale nu ar trebui să fie ceva cu care să ne preocupăm. În viitor, când vom putea înțelege cu adevărat natura conștiinței, poate că va fi o problemă mult mai simplu de abordat. Deocamdată, dezbaterea este destul de aprinsă și pe măsură ce roboții umanoizi precum Sophia vor fi îmbunătățiți continuu și creați să semene din ce în ce mai mult cu ființele vii și atâta timp cât posibilitatea de a se autodepăși, autoreplica și autosprijini este posibilă, campania pentru drepturile roboților va continua. Pentru unele persoane este o posibilitate înspăimântătoare care poate ajunge până la distrugerea demnității umane. Pentru alții este un proces natural într-o lume tehnologică în continuă dezvoltare. În prezent, inteligența artificială nu are drepturi umane, dar, indiferent de perspectiva din care privește această situație, este o problemă filozofică continuă cu implicații practice uriașe. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!